Acest program conține plasare de produs. Suntem cel mai mare birou de proiectare din Republica Moldova. Când o să construiască un zgârie nori în Dubai, după semnătura unui artist moldovean sau arhitect? Am implementat un concept care, din punctul meu de vedere, nu a mai fost implicat în Chișinău. Trecut de o cifră cu 6 zerouri anul trecut. Alexandre, cât poate câștiga un arhitect în Republica Moldova? Salutare, oameni frumoși! Astăzi o să cunoaștem un om foarte talentat. Vorbim cu Alexandrin Buraga, fondatorul la ABN Partners, cei care au făcut în așa fel încât cuvântul arhitectură să devină sinonim cu ABN Partners. Tot ce se creează frumos, aud că o fac ei în Chișinău și o fac destul de fain. Haideți să aflăm povestea lor. Let's go! Alexandrin, salut! Mersi că ați acceptat invitația noastră să discutăm astăzi despre business. Mulțumesc și eu, vă mulțumesc pentru această vizită frumoasă. Spune-mi, te rog, pentru cei care nu vă cunosc, ce presupune ABN Partners, de cât timp sunteți pe piață, câți angajați? Suntem pe al 6-lea an de activitate, suntem cel mai mare birou de proiectare din Republica Moldova, facem design, arhitectură, business-uri la cheie, deci gândim spații ale unor investitori pe anumite necesități sau caiete de sarcini. Am reușit să avem proiecte internaționale, Londra, Paris, Praga, Dubai, avem acum două reprezentanțe fizice deschise în România, una la București și alta în Cluj-Napoca, dar și o foarte frumoasă echipă în care am dezvoltat o parte din creativitate, o echipă imensă, toată diversificată, cum ar fi pe responsabilități, de aproape 60 de oameni, dacă să considerăm tot grupul de lucru care face parte ABN Partners. Tu spuneai de responsabilități. Cei 60 ce fac? Sunt project manageri, sunt arhitecți, care sunt sarcinile de bază care voi le acoperiți? Avem 3-4 departamente interne pe partea de proiectare. Este vorba despre departament de arhitectură, design interior, grafică, marketing, project management și, desigur, muncitorii cu project managerii pe șantierele pe care le facem prin intermediul serviciilor design and build. În ultimul an de activitate am desfășurat cumva această activitate pe implementarea proiectelor și pe execuția lor și atunci a fost necesar acest cumva repartizare a echipelor în șantier, în relație cu departamentele in-house pe care le avem în cadrul AIB. Cât costă serviciile voastre? La moment, partea de arhitectură se încadrează între 10 și 25 de euro per metru pătrat și partea de design interior între 25 și 35 de euro metru pătrat, dar astea sunt niște cotații care variază de la proiect la proiect, conform complexității acestora, conform termenului de execuție și, desigur, a numărului de oameni implicați, pentru că fiecare proiect este, de fapt, o comasare de echipe de specialiști, care fiecare își face meseria în dependență de tipul de activitate pe care îl are în cadrul proiectului. Da, cine sunt în special clienții voștri? Lucrați cu segmentul imobiliar în special sau sunteți cu cei din Horeca la Pertu? Cred că la moment avem parteneriate și colaborări cu vreo 40% din piața imobiliară din Chișinău mai ales. Astfel am reușit să consolidăm relații atât cu companii mari, investitori, dezvoltatori imobiliari, companii imobiliare, dar și clienți finali, cum ar fi persoane fizice care ne comandă proiecte de case individuale, apartamente, penthouse-uri sau au cumva investiții în niște afaceri mici sau mijlocii. Alexandrin, foarte faină este pictura dată. Ce reprezintă? Pentru că nu mi-aș fi așteptat să văd un băiețel blonduț, tânăr, într-un oficiu de arhitectură. Este pictura care
o port cu mine de foarte mult timp, de când am început să fac antreprenoriat, o pictură făcută de unchiul meu, care este pictor de artă contemporană la Moscova. Sunt eu când eram mic, pe Movila Măgurii, unde am o copilărie și amintiri, de fapt, din acea locație de mic copil, și este povestea copilului vizionar, care privește în depărtare, spre orizont, vede anumite lucruri pe care probabil alții nu le văd, iar cometa o numește pictorul Mâna lui Dumnezeu. Este o lucrare care a fost expusă și la expoziții internaționale de artă contemporană și colecții private din toată lumea. Alexandrin, cât poate câștiga un arhitect în Republica Moldova? Dacă vorbim despre o companie ca noastră, este un medie de la 10 la 20 de mii de lei, independență de experiență, pregătire și, desigur, productivitate asupra proiectelor. Plus la asta există și anumite posibilități financiare care iarăși le acordă compania pentru arhitecții seniori. Noi avem un șef de departament care are deja condiții cu mult peste media pe piață și, desigur, peste o medie care o alocă poate alte birouri de arhitectură din țară. Dar dacă este să vorbim despre un venit cumva comasat din multitudinea proiectelor, s-ar putea ca unii dintre arhitecți conducători ale unor companii mici sau birouri să aibă venituri lunare de la 20 la 100 de mii de lei, cu siguranță. Ce sfat i-ai acorda unui tânăr care este student astăzi la Facultatea de Arhitectură? În primul rând, ceea ce le sfătuiesc și studenților de la școala mea de design este implicarea în cât mai multe activități creative, însușirea domeniului din interior, documentarea despre tot ceea ce înseamnă tendință, tehnologie, inovație, lifestyle, cum această meserie ar putea să modeleze o lume mai bună și să înțeleagă esența arhitecturii ca și mecanism de transformarea spațiilor în locuri frumoase, în locuri utile pentru cei care utilizează orașul, dar, desigur, să ia cât mai multă experiență și sfaturi de la arhitecții seniori, cei care au reușit deja să inventeze și să reinventeze anumite tendințe sau principii arhitecturale de la modernism încoace sau poate chiar din arhitectura clasică. Și întotdeauna când un arhitect este bine dotat cu partea teoretică, istorică, asupra la tot ceea ce s-a produs, atunci poate să producă un alt curent, o altă viziune, să reinterpreteze culoarea, forma și spațiul într-o variantă vizionară. Și asta cred că ar trebui de urmat în fiecare zi. Eu personal încerc să mă reinventez și să mă aduc la cote maxime în fiecare zi de activitate. Cu cuvinte simple, îi motivez să muncească cât mai mult, cât mai creativ și zilnic să persevereze asupra personalităților. Hai să vorbim despre proiectele celelalte în afară decât ABN Partners. Spuneai despre Mad Lab, Moldovan Design Week și DCC Agency. Ce presupun? Dă-ne mai multe detalii. Dacă să încep cu o parte componentă a ABM Partners, este compania parteneră afiliată MedLab, cu care producem mobilier, facem tot ceea ce înseamnă custom made. Obiectele noastre care sunt design and build sunt cumva tratate prin prisma designului custom și tot ceea ce arătăm în partea de proiect, 95% executăm de facto prin intermediul acestui mecanism și acestei companii. Deci avem atelierul de producere,
cere oameni pe care îi subcontractăm, diferiți specialiști care ne ajută să elaborăm anumite piese de artă sau sculptură sau piese din structuri metalice care sunt parte componentă ale designului pe care îl executăm. Și atunci compania cu asta se ocupă, ne oferă serviciile de execuție, inclusiv muncitorii sau echipele de execuție pe care le avem, toate sunt operate și gestionate de această companie. Adică producerea, implementarea, execuția este trecută pe compania dată, care la un moment dat face parte din acest mic holding cu serviciile design and build. Okay. Ceea ce ține de agenție, am simțit în momentul în care am simțit necesitatea aceasta de a spori nivelul și calitatea serviciilor din Republica Moldova, am venit cu organizarea la mai multe traininguri, seminarii, festivaluri și mai multe evenimente care să susțină cumva talentele din industria creativă din Moldova, dar și să avem posibilitatea să îi lansăm în afară. Deci prin agenție am creat această platformă de oportunități. Și pot să spun oportunități referitor la misiunea școlii de design, care face parte din agency, de a transmite experiența pe care am acumulat-o personal în tot acest timp de activitate unor oameni care sunt pasionați de frumos și de estetic, și astfel reușim în termen de 3 luni de zile să creăm designer de interior, care mai apoi recrutăm în sistemul AB, dar și le oferim anumite proiecte care să și facă singură viitoare angajați. Absolut. Și plus la asta, unii mulți dintre ei de fapt au reușit să-și deschidă propriile companii, care de fapt ne-au creat concurență într-o oarecare măsură. Și asta mă bucură, pentru că asta înseamnă cu într-adevăr susținerea creșterii acestui serviciu ca și calitate, ca și produs. Și atunci agenția asta a făcut tot timpul, am avut o platformă online prin care promovam cu interviuri foarte mulți din specialiști din toată industria creativă, vorbim despre pictori, sculptori, designeri grafici, fotografi, fashion designers, și în contextul dat a apărut formula sau proiectul Moldovan Design Week, prin care am reușit să expunem în fiecare an cam 120 de personalități, să facem evenimente timp de 7 zile, având cam 10.000 de vizitatori în fiecare an. Am reușit să avem speakeri internaționali, cum sunt Karim Rashid, unul dintre cei mai renumiți designeri din lume, a venit de la New York la Chișinău la a doua ediție a festivalului, Sergei Mahno, Eduardo Camarena de la Zaha Hadid Architects din Londra. Deci personalități care am reușit să interacționăm, inclusiv cu avangarda din România. Ne-am asociat cu Romanian Design Week și astfel duceam tineri la expunere la Romanian Design Week, și Romanian Design Week venea la noi în ambele ediții. Deci a fost un schimb de experiență. Întotdeauna am ținut contactul cu România și cu posibilitățile pe care le avem pe piața de acolo. 3 sfaturi ca să alegeți un birou de arhitectură care să fie compatibil cu viziunile voastre sunt: 1. Să alegeți o companie care să urmărească aceeași viziune, iar dacă nu o aveți, să o găsească. Arhitectul trebuie să devină o parte complementară a lifestyle-ului vostru, dar și a necesităților pe care le aveți. Al doilea este credibilitatea și durabilitatea companiei. O companie bună este cea care are experiență în realizarea proiectelor, care poate să vorbească cu clienții săi și clienții săi dau un feedback pozitiv în baza unor lucrări realizate, nu doar concepute. Și desigur, sfatul numărul 3 este să vă bucurați de această aventură de a colabora cu un arhitect, pentru că este o aventură de redescoperire de sine și trebuie să o savurați din plin. Noi am conceput acest proiect de la zero, de la studiul de fezabilitate, de dezvoltare, relaționarea aceasta cu orașul, până la partea de arhitectură,
rezistență, design interior, branding și identitate, imagine grafică și rețele inginerești. Deci a fost un proiect cap-coadă pentru a garanta un rezultat cât mai bun în varianta de coordonare la toate aceste compartimente și componente ale unui proiect pentru a avea un astfel de rezultat. Și centrul are un succes fain pentru că deja dezvoltatorul a vândut o parte majoritară din tot ceea ce înseamnă rezidențialul și suntem încântați că am susținut cu mecanismul nostru acest proiect. Ce efort ați depus în proiect? Cât timp ați delegat acest proiect? Cât costă în general așa un proiect care vine la ABM Partners? A durat 4 ani și proiectarea în paralel cu execuția proiectului, deci este un termen foarte mare. Și este un contract pe care am reușit să-l avem ca o susținere a progresului nostru, pentru că impactul financiar acestuia la început a fost destul de favorabil. Suntem în ultima fază de dare în exploatare, până la dare în exploatare, posibil în acest an să finisăm cu acesta. Desigur că efortul este foarte mare pentru că în perioada de execuție este necesară de foarte multe adaptări și completări ale proiectului tehnic inițial și adaptare la situația de facto. Hai să vorbim despre investiții și ce rulaj aveți voi, nu știu, lunar sau anual? Am trecut de o cifră cu 6 zerouri din anul trecut. Și consider că ăsta ar fi un rezultat deosebit pentru Republica Moldova în domeniul de arhitectură și design. Este cumva bazat pe multitudine de proiecte. La momentul de față elaborăm cam concomitent 30 de proiecte lunar pe design și arhitectură. Asta înseamnă și o responsabilitate foarte mare. Am reușit să avem vizibilitate și interes pentru bănci. Am fost acreditați de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Am trecut deja câteva proiecte prin compania noastră, proiecte de finanțare pentru alte companii care au apelat la programe de finanțare. Deci suntem atractivi din punct de vedere financiar pentru o dezvoltare durabilă și sustenabilă. Aveți planuri să faceți extindere, investiții? Banca vreți să faceți, să luați niște credite, să, nu știu, să aveți oficii în alte țări, în alte orașe? Până când ne-am propus în acest an să schimbăm head office-ul din Chișinău. Suntem deja în curs de, să zic, stabilirea a planurilor de mutare, dat fiind faptul că nu mai avem aer în această clădire și aș fi bucuros ca fiecare din colegii mei să aibă un loc de muncă care să vorbească despre personalitatea noastră. Asta este un proiect pentru următoarele 2 luni de zile care deja este aplicat, iar pentru extern am investit o parte din profitul din Chișinău în deschiderea reprezentanței de la Cluj, unde avem un spațiu chiar în centru lângă primăria Clujului cu birou și showroom pe care cred că până în luna septembrie o să-l începem a promova. Acum avem ultimele aranjamente pentru partea aceasta de management și de cumva asimilare a echipei. Da, în cifre vorbind, aceste investiții, ultimele 12 luni, în jur de 250-300 de mii de euro. Planul de extindere în afară de România? Am văzut la voi pe site, coming soon, Dubai, Londra. Da, Londra am început să facem legalizarea reprezentanței înainte de pandemie, ce drept că pandemia ne-a dat peste cap planurile de expansiune și aceeași situație a fost și cu Dubai. În Dubai am reușit să facem mai multe proiecte și să avem persoane responsabile să ne reprezinte ca și companie, ca și brand și toate aceste sunt în curs de realizare în momentul în care ieșim din această poveste de criză economică globală, care desigur că ne-a afectat și pe noi, dar am reușit să fim flexibili și să concentrăm cumva toată activitatea expansională în Moldova. Zi-mi, te rog, părerea ta, se dezvoltă la noi segmentul imobiliar în Moldova? Da. Se dezvoltă bine, corect?
sau totuși încă e chici și mai este de lucru la, la multe aspecte? Consider că breasla de arhitectură și design face eforturi nemaipomenite pentru a implementa spații în tendință, spații de calitate, și asta se observă atât în creșterea acestui simț estetic al produsului final, dar și, desigur, asupra cererii. Cererea la momentul de față este foarte mare pentru un design sau o arhitectură de calitate care să se încadreze cumva în niște direcții internaționale, și asta mă bucură foarte mult. Asta observ și la consumatori, la agențiile imobiliare care fac toată partea aceasta de vânzări, marketing, management a vânzărilor și așa mai departe. Ei folosesc foarte multă imagine de calitate și asta înseamnă că într-un final consumatorul are această cerință de un impact mai mare, de un estetic, de calitate, materiale frumoase, aspect care cumva să completeze afacerile. Nu doar înțeleg să eu le... corect că crește și puterea de cumpărare, lumea vrea mai bun, mai frumos, mai estetic? Sigur. Este un indicativ clar. Am văzut în ultima vreme cum s-au majorat și prețurile la imobiliare. Desigur că această majorare probabil vine și de la majorarea prețurilor de import la anumite materiale de construcție și finisaje, dar consider că spațiile au luat un nou standard și consumatorul cere acest standard, un standard mai înalt, mai calitativ, pe care noi suntem obligați ca și creatori să îl furnizăm. Ești conectat la toată zona asta de construcții. Totuși e o emisiune de business. Unui investor, străin sau local, ce îi recomanda în segmentul ăsta de construcții? Care nișe de business încă neexplorate? Unde este tendința și care o să, ce tip de business o să dezvolte în următorii ani? Sunt foarte încântat de proiectele de adaptive reuse, care au o ancorare pronunțată în transformarea și reabilitarea spațiilor degradate din cadrul urban, și noi le avem foarte multe în orașul Chișinău, la nivel de clădiri, dar și cartiere. Consider că aceasta este o oportunitate bună pentru investițiile străine, cum se face în afară, deci toate clădirile care nu mai au utilitate sau nu mai pot fi folosite să fie readaptate, transformate la utilitatea secolului 21 pentru o dezvoltare durabilă și sustenabilă. Astfel de proiecte au un impact major asupra dezvoltării economice locale, dar și atractivitatea asupra investițiilor internaționale devine mai mare, pentru că, odată, există locații care necesită investiții optimizate, nu vorbesc despre investiții mici, dar optimizate pentru a putea introduce o nouă funcțiune în cadrul acestora. Există spații care relaționează cu orașul și la reabilitare sau reconversia lor aduc atractivitate economică mult mai mare, pentru că se creează trafic, se creează vizibilitate, există atractivitatea aceasta de a folosi spațiile din punct de vedere Horeca, offices, chiar și rezidențial. Și atunci aceste locuri sunt o bună încadrare în strategiile de business ale antreprenorilor care nu doresc să investească cumva de la zero, dar doresc să aibă un loc bine pregătit pentru o investiție care poate fi optimizată, dar poate să aducă un impact mult mai puternic în timp, în termen lung. Eu nu mă pricep, nu este expertiza mea, dar eu parcă aș mătura jumate de oraș și aș construi zgârie în orică, în Dubai. Nu e o soluție mai bună? Ar fi o soluție vizionară, una probabil între realitate și viziune, și atunci trebuie să găsim cumva o medie care să se adapteze pieței locale. Nu putem să, cum să zic, să schimbăm regulile de joc la nivel radical, astfel încât să schimbăm tot ceea ce înseamnă fluxuri financiare, comunitate, societate, relațiile cu întreprinderile de stat, dar și guvernamentale. Lucrul ăsta se organizează etapizat. Dacă ar fi să avem o strategie pe termen de 50 de ani, care să fie detaliată pentru un termen de 10 ani din toți acești 50, cu pași concreți de reabilitare a anumitor zone, a anumitor clădiri,
a anumitor străzi sau relații de infrastructură, consider că am obține un rezultat clar, concret și foarte bine încadrat într-un limbaj arhitectural general, care să exprime identitatea orașului. Sunt exemple internaționale, cum sunt Singapurul, ca de exemplu, dar nu putem să comparăm economia noastră cu cea a lor. Sunt lucruri total diferite. Da, vrem să avem clădiri zgârie-nori ca New York. Nu putem să avem așa ceva, pentru că vorbim despre un alt context. Trebuie să înțelegem foarte bine în business, dar și în societate, care sunt criteriile caracteristice la toate nivelurile, pentru a putea da un rezultat cât mai realist. Mersi tare mult, Alexandrin! Eu sunt convins că Chișinău, peste 50 de ani, o să arate super fain, cu zgârie în ori sau fără. Sunt convins de asta pentru că avem așa oameni tineri, talentați, vizionari și care construiesc chestii faine, afaceri de succes la noi acasă. Just Vlog, stați aproape! Emisiunea a fost produsă cu susținerea IREX și a Ambasadei SUA în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia Ambasadei SUA în Moldova și sau organizației IREX.